Specialiștii Bibliotecii Municipale Ion Barbu din Câmpulung recomandă pentru lectura de weekend cartea Regatul Sfărâmat. Volumul face parte din seria de cinci romane strânse sub titlul de Familia Royal. Cartea este semnată de Erin Watt, care de fapt este un pseudonim sub care se ascund două scriitoare de mare succes. Este o carte de aventuri cu scene cinematografice în care cititorul descoperă Atât idei amuzante, cât și situații neobișnuite. Hartley va trebui să înfrunte realitatea. Nu poți scăpa de cei din familia Royal, fie trăiești după regulile lor, fie mori din cauza lor. Din clipa în care Hartley Wright l-a întâlnit pe Easton Royal, viața ei n-a mai fost la fel. Dușmani se ascund după fiecare colț și pericolele pândesc în spatele fiecărei uși. În această săptămână, recomandarea de lectură din partea Bibliotecii Municipale Câmpulung este romanul Regatul Sfărâmat al autorilor Erin și Watt de la editura 3. Erin și Watt este un pseudonim sub care semnează două autoare de succes. Acestea, punând mare pres pe imaginație și originalitate, vin în întâmpinarea cititorului cu idei interesante și neobișnuite. Dacă vrei o experiență intensă care să te facă să te simți ca într-un film și să-ți dorești o aventură, vă invităm să citiți Regatul sfărumat, așa cum spune Tai Deep in Romance, cunoscutul site de recenzii literare. Volumul face parte din seria Familia Royal, o serie de romane de aventuri care se desfășoară în Statele Unite ale Americii. Întreaga serie de romane sub titulatura de Familia Royal a fost vândută în mii de exemplare pe toate continentele lumii, bucurându-se de aprecierea a milioane de cititori. Cartea poate fi împrumutată de la Biblioteca Municipală din Câmpulung.